Că tot vorbește de o alianță a unor țări din Europa care să nu implice NATO, care să sprijine efectiv în Ucraina în războiul cu Rusia. Este o idee a polonezilor. Președintele Poloniei, iertați-mă, acum 3 săptămâni, a anunțat-o la Kiev într-un context extrem de entuziast în ceea ce privește vizita sa acolo. Din punct de vedere al opțiunilor politice și declarative, o astfel de coaliție, că el a numit o coaliție ca să reamintească de coaliția de voință din Irak și Afganistan, antiteroristă. O astfel de coaliție este împărtășită de statele baltice și Polonia, dar, evident, inițiatoarea. Dar inclusiv state nordice, prin această temă, sunt circumspecte, inclusiv Finlanda, de exemplu. Deci, să ne întoarcem la oița noastră tăcită pe numele dânsei Miorița. Da. Sau, da, hai să zicem Miorița, să nu spunem România. Deci, suntem safe, cum se spune. Da, numai că trebuie să lucrezi în continuare, adică să nu consideri o stare de fapt care este de ne... Și atunci să stai cu mâinile exact, strânse, să stai nu și nimic. Să privești. Exact. Republica Moldova? Acolo e o problemă. Este o problemă, pericolul pentru Republica Moldova ține mai mult de implozie. Adică nu de un atac din ăsta tradițional, ci din interior. S-a făcut acum un sondaj privind partidele care intră în Parlament în eventualitatea alegerilor la Chișinău. Din 5 partide, 4 sunt proruse. Și a mai rămas PASU, partidul de guvernare, care, mă rog, nu are cu cine face majoritate. Adică partidul... Maesandu. Deci e o mare problemă. Este o mare problemă acolo. Mai mare decât Transnistria. Mai mare. Păi și, practic, ce se poate face? Adică... Să spunem, hai să presupunem că ar ajunge partidele proruse să facă la Chișinău guvernul, da? Ce ar putea să facă? Să declare ce? Că sunt de partea Moscovei sau ce? Priviți, de exemplu, ce declară Găgăuzia chiar astăzi când vorbim. Nu că sunt neapărat de partea Moscovei, da, ci sunt împotriva Uniunii Europene. Pentru Moscova e suficient. A, că din nou, dintr-o țară care să meargă în direcția europeană, exact, se întoarce. Formula Ucraina 2014, Ianucovici, înainte să fie. O să vorbim un pic și de Schengen sau Schengen? Că Schengen. Schengen mai degrabă decât de Schengen atunci, bine că mi-a spus ca să nu mai greșesc. La începuturile invaziei, la începutul acestui război, erau nenumărate inițiative de pace. Macron vorbea toată ziua cu Putin la telefon, cred că n-a mai, de atunci cu nevastă să n-a mai reușit să vorbească, pentru că atunci când vorbești cu Putin e, practic, nu, adică Erdogan făcea același lucru, mulți lideri europeni care încercau să găsească o cale de negociere, de stabilire. Sincer să fiu, în ultima vreme n-am mai văzut deloc asta. Și, dimpotrivă, o escaladare a conflictului. Așa, cu tot felul de declarații, culminând cu tancurile astea, că o să vorbim și despre asta. De ce? Ce se întâmplă? Da, deci, până în luna martie-aprilie anul trecut, negocieri existau. Un dialog de tipul negocierii. Da, s-au întâlnit cele două părți. Sigur că da. Argumentele publice, în afara celor care putem prezuma dialogul informal, că totul se întâmplau, argumentele publice, schimbul de prizonieri și acordul pe cereale. Deci nu se puteau face decât dacă cele două părți stăteau față în față. Una e una, pacea e exact. Altceva. Negocierea de pace înseamnă să stabilim o agendă comună. Adică ce punem pe listă când ne așezăm la masă? Cine sunt părțile? Și aici au existat până atunci două variante. A prevalat, deci una din variante, ca părțile să fie cele două, după care restul ne poziționăm. Se pare că n-a fost suficient și atunci s-a hotărât ca cele două părți să încheie un acord de pace, ulterior urmând a fi garantat de garanții internaționali. Sigur, și a apărut imediat întrebarea. Acești garanții internaționali a trebuit să încheie un tratat multilateral. Tratatul ăla îl trecem prin Parlament. Cum trece prin Parlamentul de la Varșovia, de exemplu, sau prin Parlamentul de la Vilnius? La noi nu cred că e o problemă. La noi, da.
Dar s-a oprit această dezvoltare, din păcate, în momentul în care au apărut alegațiile în ceea ce privește crime de război. Și atunci garanții s-au retras, spunând, am un decont politic acasă, pentru că mă va întreba, bine, dar am înțeles, veniți cu această înțelegere, Kiev-Moscova, dar legat de crimele de război, care-i răspunsul? Într-o analiză la rece, credeți că mai e vreo șansă pentru ideea de negociere între Ucraina și... cu garanți, fără garanți și Federația Rusă? Că se lucrează 7-24 la nivele intermediare. Dar decizia este la vârf. Din păcate, deosebit de martie-aprilie, acum sunt câteva sute de mii de morți la mijloc. Deci capacitatea de disponibilitate politică este redusă. Și tancurile acum pe care le trimite... Deci Rusia are două variante standard de acțiune. Le înveți când negociezi cu ei și în bilateral un acord sau un tratat. Moscova trebuie să aibă inițiativa și escaladează pentru a dezescalada. Ok, adică se apropie mult mai mult de mijlocul mesei în momentul în care, până la urmă, tot ajungem la o încercare de înțelegere. Federația Rusă, după retragerea din zonele unde a intervenit la începutul acestui... Unde a fost contraofensivă ucraineană? Exact, după această retragere... Tot mai ocupă 100.000 de kilometri pătrați. Da, nu, evident, 20% din Ucraina este ocupată. Dar după această retragere a încercat totuși să se poziționeze de așa manieră încât să nu aducă o înfrângere acasă. Pentru că e insuportabil pentru Putin. Și a intrat în această logică de escaladare care, cum să spun, luați-o de la războiul hibrid, amenințări, lovim cu arma nucleară, distrugem Marea Britanie, tot acolo e. Și un război al declarațiilor. Exact. Și până la acțiunile militare, acum în desfășurare în Donbas și în oblasturile de est ale Ucrainei. Automat au pus în situația, dacă doreau să fie, și au dorit să fie consecvenți cu ideea de sprijin, și pe occidental să intre tot într-o logică de escaladare. Escaladarea în ce sens? În sensul de a furniza. Motiv pentru care Germania, stat care nu concepea pe doctrina lor de zeci de ani... Nu sunteți de acord ca statele europene să dea tancuri Ucrainei? Câtă vreme rămân în zona defensivă și cei care fac înțelegere au răspunderea din acest punct de vedere, da. Dacă ar intra în zona ofensivă, deja aici situația ar fi cu totul alta. Deci, repet, din câte știu, cele două puncte sunt fixe și astăzi. Sprijinul Ucrainei și să nu intrăm în război cu rușii. Cum se poate ajunge la pace, domnule ministru? În primul rând, în etape. Nu vreau să vă chinui în seara asta foarte tare. Nu, în primul rând, întrebarea asta se pune... Nu văd nicio luminiță în ideea de pace. Ca să vedeți, mă rog, oarecum... Luminița de la capătul tunelului? Cinismul, răceala, așa. Sau cum vreți să spuneți, luminița de la capătul tunelului. Am întrebat și eu pe diversi foști decidenți actuali, mă rog, cine mai vorbește și cu mine. Și zic, care ar fi concluzia ca să fie pace? Păi concluzia ca să fie pace ar fi ca Ucraina să nu fie înfrântă, iar Federația Rusă să nu fie victorioasă. Nu vreau să vă dau genul ăsta de răspuns, dar ăsta este răspunsul de cancelarie în acest moment. Atât de abisal și atât de incert. Pacea, unu, trebuie concepută în etape. Doi, trebuie să înceteze violența. Nu ne cereți nouă diplomaților să ne așezăm la masă câtă vreme să trage afară. Și oamenii se omoară. Și mor oamenii. Și oamenii se omoară. Deci nu știu cum găsiți între militari, între decidenții politici, căile pentru a face o astfel de înțelegere. Ei, dar este posibil o pace de tip Orientul Mijlociu, o pace de tip stand-by. Adică nu o pace efectivă. Conflict înghețat. Conflict înghețat, da.